Nu este normal. Mergem la pensie. Extrem de important ce a aflat astăzi Jelena Vatkovici, că și aici lumea stă în tensiune. S-ar putea să vină în proiectul final guvernul tot cu așa ceva, adică cu ceva din care nimeni nu înțelege. Practic nu există nicio plafonare acolo, că nu știm exact prețul la care se plafonează, mă scuzați. Se întâmplă în privința pensiilor speciale, v-am spus de ieri, comitet interministerial, miniștrii vin cu soluții cât taie pensiile speciale. Jelena Vatkovici a aflat că au fost multe tensiuni și vă explică de ce. Bun găsit! Am găsit, da, sunt milioane pe care le-am putea pierde dacă ne uităm de pildă și la cererea de plată numărul 3, pentru că în momentul de față pare că acolo se îndreaptă discuția, având în vedere că cererea de plată numărul 2 a fost deja finalizată, însă vorbim despre peste 70 de jaloane care trebuie îndeplinite și în special, de pildă, această reformă a pensiilor speciale n-ar putea costa cel mai mult dacă este să vorbim la sutele de milioane. A avansat la Luca Turcan această cifră de 700 de milioane, impactul, practic ceea ce vom pierde dacă nu vom reuși să îndeplinim această reformă, dar nu este singura, pentru că vorbim și despre alte ample reforme, dacă este să vorbim despre reforma pensiilor pe contributivitate, deci o nouă lege a pensiilor cu care trebuie să venim de asemenea cât de curând posibil. Nu în ultimul rând, legea salarizării, un alt gelon extrem de important care ne-ar putea lipsi de bani, însă se pune problema și a rocadei guvernamentale, pentru că în momentul de față, așa cum spunea de pildă un fost ministru al Partidului Social Democrat, Mihai Fifor, există această intenție, cel puțin pe care a observat-o Mihai Fifor, din partea liberalilor, să amâne această responsabilitate și asta înseamnă implicit și vina pierderii a milioane, poate chiar mai mult, de euro din PNRR pe Partidul Social Democrat. Ori spune Mihai Fifor, dacă acest lucru se întâmplă, atunci nu se va mai face nicio rocadă și asta înseamnă pericol din punct de vedere guvernamental. Mulțumesc foarte mult, Gianina. Merg și la domnul Dumitru Leonte, pe care vi l-am prezentat de la început, ca să înțelegem ce se întâmplă, că aici ați aflat, nu s-a întâmplat nimic, adică n-au luat astăzi nicio decizie. Domnule Leonte, cu pensiile contributive, noua formulă de calcul. Bună seara dumneavoastră și invitaților dumneavoastră. Vreau să fac câteva precizări. Dacă în 2021, atunci când PSD-ul a intrat la guvernare, respecta ceea ce s-a făcut în anul 2021, atât în ceea ce privește legea salarizării și legea pensiilor, inclusiv pe pensiile speciale, astăzi nu eram în această situație, fiindcă în anul 2022 și până în luna decembrie nu s-a făcut nimic, nici pe pensiile pe contributivitate din sistemul public, nici pe pensiile speciale. Dacă va exista voință politică, soluții există. În sensul că pentru pensiile din sistemul public trebuie să existe o singură formulă de calcul. În sensul că pensiile pe contributiv, aceste pensii care sunt speciale au două părți. O parte contributivă și o parte de la bugetul de stat. În ceea ce privește aceste pensii, noi avem jurisprudența CEDO vis-a-vis de aceste pensii. Și avem exemplu pentru pensiile militare și pentru grefieri. Problema nu este aici. Problema este că nu s-a făcut nimic, domnul ministru Budăi a mințit și suntem acum în această situație. Ori dacă noi începeam cu valoarea punctului de pensie anul trecut, acel VPR, așa cum este formula originală, care nu ține cont de acel numitor 25, când s-a stabilit acel numitor 25, s-a fost stabilit pentru punctajul mediu, nici de cum pentru valoarea punctului de pensie care a fost numit VPR. Deci, este o confuzie generală faptul că în 2019 a fost schimbat președintele Casei de Pensii, domnul Stănescu, care contribuise substanțial la această lege și era singurul din Casa Națională de Pensii. Mai sunt câțiva salariați acolo, eu am lucrat acolo 4 luni și jumătate în Casa Națională de Pensii, știu exact ce s-a întâmplat atunci, dar domnul Budăi, când domnul Stănescu făcuse deja totul, inclusiv licitație pe mentenanță absolut, l-a schimbat domnul
pe domnul Budoi, pe domnul Stănescu. Anul trecut, efectiv. După 10 secunde ne continuați povestea imediat, domnule Leonte. Așadar, din nou în direct, doamnelor și domnilor, ne întoarcem la domnul Leonte, care povestește lucruri foarte, foarte interesante. Am revenit, v-am întrerupt 10 secunde cu un solo spot. Continuați. Nu face nimic, putem vorbi cât este nevoie. Continuați. Deci, doamna Crețulescu, trebuie să ne înțelegem foarte clar. Dacă se vrea, facem valoarea punctului de pensie de 80 de lei. Ce înseamnă 80 de lei? Înseamnă salariul minim brut pe economie care a fost anul trecut, 2800 împărțit la 35, care este stadiul de cotizare, ne dă 80 de lei, nu ne dă nici 75, nici 72, cât o zis domnul Budăi. Și ce facem? Persoana care a ieșit pe... Admitem că avem o femeie, două persoane, care una a ieșit cu, pe baza legii actuale 263 cu indice de corecție 1.41 și are 32 de puncte. Și persoana care iese pe noua lege cu formula de calcul cu 80 de lei valoarea punctului de pensie. Faceți dumneavoastră socoteala și veți vedea că eliminăm inechitățile 100% datorită stadiului de cotizare și datorită influenței coeficientului de corecție. Asta se întâmplă pentru condiții normale de muncă. La condiții speciale de muncă, lucrurile sunt foarte complicate. De ce? Că tot PSD-ul a dat legea 221. Eu eram la Casa Națională de Pensii și am spus, fraților, faceți cea mai mare greșeală. De ce? Noi avem 3 decizii ale înalte curs de casație și justiție care ne spune foarte clar că dacă se face reducere de stadiu, nu se mai face și majorare de punctaj. Dar noi ce am făcut? Am făcut și reducere de stadiu, am dat și indice de corecție și am și majorat punctajul. Și suntem în situația care suntem acum. Să știți că situația este foarte alarmantă. Spre exemplu, o să vă spun un lucru. Dacă un pensionar la 30 de puncte, care înseamnă contributivitate, și unul pe condiții speciale, care zicem că are tot contributivitate, vom constata următorul lucru, că cel cu 30 de puncte pe condiții normale are o pensie de 1785 de lei, cât este valoarea punctului de pensie acum, iar cel la care stadiul de cotizare și-a beneficiat și de reducere de stadiu la 20 și de coeficient de corecție, are 5663 de lei. Adică de VPR 126 de lei. Îl întreb pe domnul Budăi, că i-am spus nu odată, îi spun de vreo 3 ani, 4 ani de când mă cunosc cu dânsul. Omule, ce faci cu asta? Dar el neștiind cum se calculează pensiile, aici suntem. Doamna Crețulescu, fac un anunț care pe mine personal m-a surprins foarte mult, în sensul că am găsit un grup de lucru la un... telefonul la ureche ca să-l audă pe domnul Zamfir. Păi nu, ziceam și eu. Da, să-i zică cineva de regie să țină telefonul. Nu, pornit, te pornit rău, nu se mai oprește. Dar e pornit bine. Acum, vine-ți-l la ureche, domnul, așa, vă întreabă domnul Zamfir ceva. Da, spui, da să mă întrebe, că-i răspund. Da, nu, eram așa foarte curios, că dați foarte multe date, ați lucrat, spuneați la Casa de Pensii acum, până să vine domnul Budăi, ăsta rău? Da, nu, da. Am lucrat la minister cu domnul Budăi. Aveți domnul cel mai slab ministru posibil, da, pe domnule, care l-am cunoscut vreodată, domnul Zamfir. Păi ați lucrat acum? Acum, până pe 26 ianuarie. Doamne. Iar acum sunt consilier și ne vom întâlni la Senat, domnul Zamfir, și voi toate toate aceste date, da, vi le prezint personal dumneavoastră. Și să vedem ce soluții găsim. Că păi nu l-ați convins, domnule, economist? Pe Budăi, ați lucrat cu domnul Budăi, adică ați fost consilierul lui sau înainte? Cum nu, a fost? Am fost consilier la un secretar de stat, prima dată am fost la domnul Ignat, după care am fost la domnul Mocăi. M-am dus la domnul Budăi de atâte ori, pe mesaje, pe nu știu ce. Am discutat. Nu a vrut, e rău, om rău. Nu se pricepe rău. Sau ziceți-mi de el așa, că nu înțeleg. Nu, nu vrea să înțeleagă. A spus că e un guru acolo, unul, domn Stănescu. N-am auzit în viața mea, dar înțeleg că da, nu el poate să facă. E, aveți, Mata, că ăla știe, domnul Stănescu a fost președintele Casei de Pensii până în 2019, când l-a dat domnul Budăi afară. Am înțeles.
Deci nu a dânsuși putea să facă reforma pensiilor acest domn Stănescu. Domnule, de ce n-ați făcut-o, domnul Zanfir? Din 2017 până acum am prezentat soluții. Da? De ce n-ați făcut-o? Dumneavoastră ați blocat reforma sistemului de pensii din România. Am înțeles. Prin domnul Budăi. Punct. Am înțeles. Aveți ceva? Este supărat pe domnul Budăi? Concluzie. Nu numai pe dânsul. Nu numai pe dânsul. Dar pe cine? Ne vom întâlni la Parlament. Ieri am avut o discuție cu senatorii de la USR. Mâine doresc că când o să vin și o să discut și cu dumneavoastră, să-mi puneți tot orice fel de întrebare și vă răspund și vă dau soluții cum să rezolvăm problema sistemului de pensii din România, domnul Zanfir. Da, că dumneata, așa inimă, cum zici ca și ceilalți, nu știi să calculezi o pensie. Nu știe, nu? Dar... Nu știe. Bun, vom face reforma pensiilor. Că dacă ai ști... Interesant dialogul, dar vreau să merg un pic mai departe. Vor face reforma pensiilor, domnule Cociș, că dacă o face ca pasta pârcea, în care nici nu știm la ce plafonăm... Doamne Crețulescu, nu vor face nicio reformă a pensiilor. Eu o să încerc o dâmbovițeană să trimită un proiect de lege la Bruxelles, în speranța că va sta atât de mult în analiză și vor debloca între timp tranșa a treia. Ei vor să împuște tranșa a treia. Nu contează reforma pensiilor, nu contează absolut nimic, niciun jalon din PNR. Vor să împuște tranșa a treia și atât. Nu vor face nicio reformă a pensiilor, iar domnul Budăi, am așa un feeling că în proporție de 99,9% va fi sacrificat la rotativa asta guvernamentală, chiar dacă nu era prevăzut în protocolul lor. Ce înseamnă sacrificare? Au nevoie de un țapi spășitor și îl vor scoate pe Budăi. Nu că n-ar fi bun de țapi spășitor, dar îl vor scoate pe el țapi spășitor și dacă se obține tranșa a treia și dacă nu se obține tranșa a treia. Pentru că tu ai înțeles de ce Răzvan Savaluca astăzi, până să vină Marcel Ciolacu în acea ședință, miniștrii de linie, adică cei de la justiție, unde sunt pensiile magistraților, cei de la apărare, unde sunt pensiile militarilor, n-au venit cu nicio variantă, niciun amendament, adică de ce refuză ei să-și asumă răspunderea și să-i lase răspunderea doar lui Budăi, care nu are specialiști pe acest gen de pensie? Cât timp noi avem acest PNRR, care este un instrument de șantaj economic? Eu zic așa mai bine guvernului României. Să nu mai facă nimic, să spună ăstora de la Bruxelles, dați-ne voi legea pensiilor ca să ne puteți da tranșele alea de bani și cu asta toată lumea e fericită. Ce mai contează pensionarii? Și aici se mai ridică întrebarea. Știți ce se întâmplă cu tranșele acelea primite? Pentru că ele sunt acum niște depozite la BNR și nimeni nu le cheltuie. Adică noi de ce luăm banii aia? Știe cineva să-mi răspundă? Cred că BNR o face profit cu banii, nu domnul Zanfir. Dar de ce nu sunt cheltuite? Că eu văd, deci la Ministerul Transporturilor, de exemplu, vă spun eu de ce. Se cheltuiesc bani. Da, dar nu pot să-i accesez, pentru că, de exemplu, ascultați-mă un pic. Ministerul Muncii trebuie să vină cu legea. El trebuie să deconteze un act legislativ. El nu are niște angajați. Nu se decontează actul. Nu. Deci, încă o dată, tranșele PNRR, tranșele de la PNRR sunt obținute în funcție de... urmează acum tranșa 2 și 3, tu ai primit o tranșă, restul sunt condiționate. Cum să nu se cheltuiască? Păi vă spun eu că se cheltuiesc la Ministerul Transporturilor. Nu să vedeți cum se lucrează la Ministerul Transporturilor, sincer. Dacă vrei, părerea mea, nici nu contează banii ăștia, ci contează doar calculul... De la Ministerul Muncii pe jaloane... Contează calculul politic, ca nu cumva opoziția să-i acuze că n-au la banii.